Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Sunt în București, în cea mai drăguță sală de așteptare a unui spital din câte am fost eu. Vă spun cu mâna pe inimă. Cine se uită pe Facebook sau pe YouTube poate să vadă nu numai că e nou, dar că locul ăsta e și frumos. Sigur, toate lucrurile noi arată frumos, dar eu sunt la Spitalul Dăruiește Viață, construit prin contribuțiile voastre. Peste 350.000 de români, 7.000 de companii, ați strâns 10 de milioane de euro și bravo vouă. Construcția e gata, să știți, și e aproape să-și primească pacienții. Se finalizează, să spunem așa, lucrurile. De asta am vrut să venim astăzi aici și să vă dăm și un impuls, dar să vorbim și despre restabilirea încrederii. Să știți că e unul dintre lucrurile importante pe care le avem de făcut. Lângă mine sunt Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu. Mulțumesc că ne-ați primit aici la voi. Mulțumim că ați venit aici la noi. Ne bucurăm să putem arăta, cel puțin până când se deschide efectiv spitalul, să putem arăta oamenilor care când au susținut. Se deschide? Estimarea noastră e undeva în septembrie, pentru că mai sunt de parcurs niște pași birocratici. Trebuie să termină recepția, urmează donarea către Spitalul Marie Curie și operaționalizarea. Asta înseamnă să se acrediteze, să-și obțină autorizațiile. Mai sunt niște pași. Și practic te afli în cea mai drăguță sală de așteptare dintr-un spital public, pentru că acest spital va fi unul public. Al patrulea, după calculele mele, greșesc, nu? E al patrulea spital public din România construit în ultimii 30 de ani, cred că m-am uitat aici. Fălticeni, Mioveni, Spitalul Gomoiu, dar cred că acolo e refăcut. Îmi scapă ceva? Acolo este o aripă nouă, da. E o iar în Fălticeni, că de acolo sunt eu, a durat 30 de ani construcția. 30 de ani și aici a durat, ca să facem o aici diferență. Aici 4 ani și jumătate. La Gomoiu, cred că de la începerea proiectului și până la finalizare au fost vreo 11 ani, poate greșesc, și vreo 2 inaugurări. Dar cum se face că a mers mult mai repede? Pentru că, deși va fi un spital public, el a fost făcut din fonduri private, pentru că am făcut lucrurile așa cum le-ar face o companie care se uită să fie eficientă, să facă lucrurile la timp, să nu-și bată joc de banii oamenilor. Așa am gândit și noi și da, considerăm că oamenii atunci când au donat către Dăruiește Viață au donat și încrederea lor, nu doar banii lor, și asta pe noi ne motivează și ne face să gândim într-un mod în care, din păcate, statul și oamenii de la stat nu gândesc. Pentru cine nu ne vede... Pentru cine nu ne vede, de fapt, și ne ascultă la radio, da, dincolo de Facebook și de YouTube, aici, în sala asta de așteptare, să știți că s-a renunțat, slavă Domnului, la scaunele alea de plastic. Deci când zicem sală de așteptare, nu mai sunt oameni buni scaunele alea de plastic pe care fiecare dintre noi și-a petrecut zeci de ore la spitalele din România. Aveți banchete, aveți fotolii, eu stau chiar aici cu spatele la o fereastră, cum n-am văzut într-un spital din România, pe care intră foarte multă lumină, dar poți să te cațeri pe pervaz, că dacă ai copil mic poți să stai cu el acolo. Tot în sala de așteptare ai dulapuri, să poți să-ți lași hainele, ceea ce e mare lucru în România. E să nu culoare. Ce anume? E culoare. E culoare, da. Spitale... Am văzut că e galben, culoarea predominantă e galben, așa cum am uitat eu aici, da, în construcție. Da, e o culoare solară. Arhitecta Raluca Șoaită, cu care am lucrat, a aplicat principii de terapie a culorilor, a făcut un spațiu prietenos cu oamenii, pentru că asta uităm noi, să fim... Da. Prietenoși cu cei din jurul nostru. Nu ți-e frică atunci când vii aici? Astăzi mă aflam într-un spital public și așteptam să-mi iau o hârtie și a venit o doamnă care spunea că are o urgență și vedeam cum recepționista îi explica că nu e urgență, că urgență, și îi dădea definiția urgenței în accepțiunea ei. Și doamna i-a spus, te rog, nu mă mai certa. Da, asta lucru. Vrea cred să fie un loc diferența. În care... Să da. Știi că astăzi la România în direct am chemat pe oameni să ne povestească și experiențele lor. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că voi sunteți una dintre fețele sistemului medical din România, sau mă rog, o parte adiacentă, să-i spunem așa.
Sunteți dovada că se și poate, după cum cred că tu, Ana Gheorghiu, spuneai la un moment dat, te-am citat înainte de a intra în emisie, dovada că se și poate, dovada că vine un val și un lucru care îi înspăimântă pe cei din sistem pentru că au văzut că se pot face lucruri. Ministrul Rafila spunea la un moment dat, săptămâna trecută, la finalul anului, că mandatul lui e să restabilească încrederea. De asta i-am întrebat astăzi pe oameni și despre restabilirea încrederei și experiențele lor. Spune-mi, să-l dăm câteva explicații tehnice. Câte paturi, câte saloane sunt aici? Ce să știe lumea? Este o clădire de 12.000 de metri pătrați, 9 niveluri, 187 de paturi, un bloc operator nou, complet în sticlă. Este materialul folosit în ultima vreme în țările moderne, în țările civilizate, pentru că asigură posibilitatea de a curăța foarte bine și a preveni infecțiile nozocomiale, cele care România se luptă de atâta vreme. Avem o secție nouă de terapie intensivă cu saloane individuale, nu mai sunt secțiile acelea în care oamenii spuși la grămadă, din nou o modalitate de a preveni infecțiile nozocomiale, izolându-i în saloane. Avem primul centru de radioterapie pediatrică din România. România până la acest moment nu are un asemenea centru și este dotat cu echipamente medicale de ultimă generație. Și în primul rând, cred că avem niște spații foarte prietenoase. Așa cum spuneai, toate instalațiile, totul este ascuns în pereți sau în mobilier, astfel încât să nu-i sperie pe copii și să se simtă aici ca într-o vacanță. Avem 5 camere sterile pentru transplant de celule stem și avem o terasă pe care o să o vezi după ce termine misiunea, vrem neapărat să-ți o arătăm, o terasă, practic un parc în interiorul spitalului, pentru că sunt copii care stau cu lunile aici și au nevoie să simtă că viața lor nu s-a oprit în loc. Asta e ce se întâmplă unui pacient, mai ales unui pacient oncologic și familiilor lor, simt că viața se oprește în loc și am vrea să nu mai fie așa. Este primul loc în care există infrastructură pentru a asigura un tratament multidisciplinar, atât al copilului bolnav de cancer, cât și a celorlalți copii, pentru că vor exista toate specialitățile pentru prima dată în România la un loc. Copilul nu va mai avea nevoie să fie plimbat dintr-un spital în altul, într-un loc să facă chimioterapie, într-un loc să facă radioterapie, în altul să facă o intervenție chirurgicală și așa mai departe. Este un loc în care am asigurat această și infrastructură prietenoasă și în care sperăm ca oamenii, copiii, părinților să fie tratați cu empatie. De asemenea, e primul spital în care este luat în considerare părintele în tratamentul copilului, pentru că fiecare salon conține și două paturi pentru mama sau tata care va sta cu copilul. Deci nu mai rămâne copilul singur aici sau nu? Părintele are și el confortul? Legea dă dreptul părintelui să stea împreună. Stau pe scaun, dar exact. Sau în același pat, după cum se știe. Asta e România cea nouă. Sunt convins astăzi că la telefon o să ne spune și despre cealaltă Românie, că așa se întâmplă. Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, care sunt alături de mine, au mai multe proiecte în medicină. Acesta nu e singurul. Să știe lumea. E o listă, o să mă uit pe ele mai încolo. Știu deja cum funcționează spitalele din România. V-am întrebat astăzi la un moment dat în felul următor. Ce schimbare ați face în spitalul de lângă voi? Lucru mic și care se poate face. Acum, după capul nostru, voi care ați deprins sistemul ăsta, o să-mi spuneți în realitate dacă se poate schimba ceva din ceea ce ne spun ascultătorii noștri. Înainte de a trece la dezbatere, fac precizarea asta că pe Facebook și pe YouTube colegii mei au filmat imagini din tot spitalul, puteți vedea la ce ați contribuit, da? unde sunt banii dumneavoastră. Aici sunt banii dumneavoastră, sunt palpabili, să spunem așa. Vă puteți uita acolo și absolut orice întrebare legată de spital, de funcționare, de toată povestea asta, o puteți adresa în cadrul României în direct. Dacă sunteți de acord, doamnelor, putem trece la dezbatere. Sunt convins că foarte multă lume așteaptă să vorbească cu voi. 0372069599. Îl repet, sunați-ne și cu experiențele voastre din străinătate. Apropo de ce zicea Carmen, că nu vă ceartă nimeni la recepție și mi se pare important. 0372069599. Azi vă întreb în felul următor. De fapt, puteți voi întreba orice
despre Spitalul Dăruiește Viață și eu vă întreb da, care sunt experiențele care vă zdruncină încrederea în spitalele din România, dar în același timp ce ați schimba repede într-un spital pe care îl știți. Și dacă sunteți de acord, trecem la dezbatere. Cred că primul care ne-a sunat este Claudiu, sper să nu mă înșel. Bună ziua, Cătălin. Salutare, Claudiu. Mulțumesc pentru răbdare. Și o mare plecăciune în fața doamnelor. Mulțumim. Mulțumim. Sunt singurele care au demonstrat că în România se poate. Sunt și alții, cu siguranță. Iar ca experiență, în 2018, îmi scuzați emoțiile, tatăl meu a murit în spitalul de la Piatra Neamț. Era diabetic, a fost dus odată cu salvarea, eu nu eram în zonă. M-a sunat mama, m-am dus la UPU, iar el era dispărut de acolo. Nu știa nimeni unde este. Până la urmă am ajuns acasă, a fost dat în consemn și la poliție și el era acasă, bine mersi, și la UPU a fost lăsat așa, de izbeliște. Eu am un salariu și contribui cu 10% din CSS-ul ăla. Da, 500 de lei, să zicem, pe lună. Banii ăștia i-aș dona la dumneavoastră, dar în România nu se poate. E donat la Asociația Dăruiește Viață, asta vrei să spui. Da. Apropo, mai primiți donații? Exact. Nu, am donat timp de 3 ani de zile, am donat constant, dar nu în suma de 500 de lei. Aha. Dau un exemplu lunar. Am înțeles. Ți-ai donat partea, am înțeles ce vrei să spui. Ți-ai donat contribuția la sănătate pentru Dăruiește Viață, da. În primul rând, mulțumim tare mult. Pentru un spital particular care într-adevăr are grijă de om, dar nu în societate. Deci, nu știu, ok, un spital, și un spital particular poate să aibă o secție de UPU, da? Unde sunt primiți toți, chiar și cei fără contribuție socială, da? Este de contat altfel. Ești văzut altfel. Da, eu sper, aici e spital public, da, să știi că va fi. Da, îmi cer scuze, emoțiile... Ia încet, stai un pic cu noi. Vreau să înțelegi așa, că aici tot spital public, da, public va fi. În primul rând, mulțumim mult pentru susținere și ne pare rău pentru ce a pățit tatăl dumneavoastră. Sunt multe situații în România. Spitalul ăsta va fi un spital de stat, va fi un spital public, chiar dacă e construit cu bani din donații, și ne dorim să fie un model pe care să-l facem foarte, foarte bun și astfel încât să determinăm Ministerul Sănătății și toate celelalte autorități implicate să schimbe peste tot în țară lucrurile. Până la urmă, nu putem noi să facem toate spitalele din România, ceea ce trebuie să facem este să setăm niște modele și să cerem autorităților să ne respecte. Dar ce garantează că aici la recepție nu vei fi primită? O secundă, Claudiu, nu vei fi primită cum relatai? Ce facem noi și ce nu se vede la acest moment dat, dar sperăm să se vadă exact în modul în care oamenii vor interacționa cu pacienții, personalul medical, personalul administrativ, este să facem training. E foarte important. Noi, oamenii, nu terminăm de învățat când se termină liceul sau când terminăm facultatea. Noi avem nevoie să învățăm permanent, iar această schimbare vine doar învățând. Ne dorim ca recepționista să zâmbească și să-l înțeleagă pe omul ăla că n-a venit la spital ca la mol, n-a venit de bunăvoie. Cred că ăsta e un lucru esențial. Empatia se învață. Și dacă știm că empatia se învață, asta e ceea ce vrem să facem cu personalul, Claudiu, din acest spital. Te ascult, Claudiu. Tocmai asta este important, empatia. Empatia în spitalele noastre naționale, care le avem și vechi, antice și de demult, nu există. Da, mulțumesc. Nu trebuie să existe doar renumerație.
ci mult mai multe lucruri. Fii atent, mulțumesc tare mult, Claudiu, a venit un mesaj foarte interesant pe WhatsApp. Tot respectul pentru aceste doamne. Donez de câțiva ani, iar singurul lucru care mă sperie este popularea acestui spital cu acoliți politici și doctori neprofesioniști. Spitalul se donează statului și mi-este teamă că foarte repede această minune va decădea la nivelul celorlalte spitale controlate de autorități. E o luptă a noastră pe care o avem de dus și o avem de dus împreună. Toți cei care au susținut spitalul ăsta trebuie să continue să ne susțină, pentru că, așa cum spunea Carmen, nu ne oprim aici. Încercăm să facem training cu personalul medical și auxiliar, încercăm să gândim niște strategii astfel încât mutarea, pentru că, practic, echipele medicale se mută din spitalul vechi, din spitalul Marie Curie, în această nouă clădire, acela e personalul existent în mare parte. Lucrăm împreună cu managementul spitalului pentru a gândi lucrurile un pic diferit. Încercăm să facem un proiect pilot pe secția de radioterapie, în care să setăm un alt fel de a face management și un alt fel de a face lucrurile acolo. Testăm noi metode. Așa. Voi rămâneți manageri aici sau ceva de genul ăsta? Puteți controla lucrurile sau cum? Nu rămânem manageri, rămânem într-o situație informală, așa cum am fost și până acum, că nici acum n-am avut nimic de spus formal în relația cu Spitalul Marie Curie, dar lucrurile au mers într-o direcție bună, zicem noi, și avem un parteneriat și o colaborare și există o dorință de a face lucrurile mai bine și, cum ziceam, secția de radioterapie va fi o secție în care, da, noi vom avea un cuvânt de spus și îl gândim ca un test, ca un proiect pilot pe care să-l extindem apoi. Noi zicem că donăm spitalul, dar nu-l abandonăm, pentru că vom rămâne aici, urmează să mai construim o clădire, e nevoie de noi în continuare pentru a susține toată mentenanța acestei clădiri, pentru că nu este ușor de făcut și nu o poți face cu personalul existent. Aici e tehnologie de ultimă oră și instalații extrem de scumpe. Vom fi aici într-un fel sau altul. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Te ascultăm. Bună ziua și succes în emisiunile dumneavoastră. Am o experiență de Germania. Eu am revenit în țară după 6 ani de zile anul acesta și m-am confruntat cu anumite probleme. De exemplu, am fost în 2012 și sufer de niște probleme cardiace. Am fost internat în Universitatea Clinică în Leipzig. Anul acesta, în luna iunie, am avut o criză datorită faptului că nu mi s-a recunoscut acea asigurare medicală europeană care dețin în Germania. Și nu am luat tratamentul. Am ajuns cu hipertensiune arterială la spitalul de urgență Floreasca. Aparatura avem. Ce ar trebui schimbat, raportat de ceea ce e în străinătate, comportamentul cadrelor medicale. Începând de la infirmieri, de la recepție, cum au spus invitatele dumneavoastră. La infirmieri, acolo nu poți să-ți dai seama cine e infirmier, cine e asistent, cine este femeie de servici, cine este medic sau profesor. E un comportament care stratează efectiv mai mult de 60% din ceea ce ai tu ca afecțiuni. Numai comportamentul. Dacă nu schimbă mentalitatea și comportamentul, pentru că și în România se gătește bine un cadru medical, da? Profesori și cadre medicale avem. Dar problema e comportamentul cadrelor medicale. Aici, la Floreasca, pentru anumite asistente să-mi pună o branulă, mi-au spart venele. Nu știu dacă înțelegeți. Da. Să stai la ușă să-ți facă o analiză sau ceva, stai pe la ușile fiecăruia ore întregi să se comportă un medic sau o asistentă ca și cum ai fi ultimul om. Nu știu, tonalitatea și comportamentul lasă de dorit. Degeaba avem aparatură, degeaba avem absolut tot ceea ce e necesar ca în Occident și vrem să facem dacă nu schimbăm mentalitatea cadrelor medicale. Te rog, Carmen. Da, mentalitatea se schimbă cu educație, mentalitatea nu se schimbă de la sine. Noi exact. Noi am mai făcut cursuri exact. De comunicare medic-pacient. Degeaba eforturile dumneavoastră, da. Scuzați-mă, eforturile dumneavoastră sunt de lăudat, dar... Ce facem mai departe? Ce faceți mai departe? Cum schimbăm această mentalitate? Pentru că la noi sunt învățați să le bagi în buzunar, exact. Se uită la tine ca de sus, ca și cum ai fi ultimul om. Ceea ce am pățit în Germania, de exemplu, internat în Universitatea Clinică în Leipzig, care e o clinică totuși de renume și e de stat,
da? Uh-huh. E un comportament, ce să vă spun, ireproșabil. Nu înțelegi limba, ți-aduce translator. Nu e nicio problemă. Ești ținut ca la un hotel de 5 stele. Nu mai pune în condițiile, da? Dar vorbesc de profesionalism și de modul în care se adresează cadrele medicale. Da, pentru că, pentru că acolo cadrele medicale învață încă din timpul facultății empatia, o învață. Exact. Și ne spunea un trainer din străinătate că medicul trebuie să știe că înainte de a trata boala pacientului, el trebuie să-i trateze anxietatea cu care vine la spital pacientul. Exact. Da, astea sunt lucruri care se învață. Exact, dar aici ar trebui noi să umblăm ca societate și să schimbăm această mentalitate în domeniul medical. Da, e un proces care durează, adică nu se va întâmpla peste noapte, dar... Și este foarte greu. Dar avem... Degeaba dumneavoastră, tot respectul ceea ce faceți, cu dăruiește viața și cu tot ceea ce încercați să faceți, da, veți avea tot sprijin din partea oricărui om financiar, că de la stat nu primiți nimic. Știți foarte bine politic, da? Dar omul de rând și cel mai amărât tot ar dona un leu. Da? Care contează. Dar ce facem cu restul? Ce facem cu restul? Cum pregătim cadrele medicale? Aici? E spectaculos că remarc din această emisiune și vom vedea cu cât mergem mai departe, că încrederea e de partea voastră, dar în același timp vi se stabilește o responsabilitate mai mare. Nu mai e vorba, trag concluzia și din ce mă uitam de la întâlnirile noastre anterioare pe Facebook sau la vorbitorii, ci de exemplu că oamenii așteaptă de la voi să reformați România. Asta e, să reformați sistemul sanitar din România. Și noi am așteptat de la noi la un moment dat lucrul ăsta, dar am învățat să o luăm treptat. Nu exact. Da, cred însă că putem... cred că trebuie să fie în altă zonă ca să poți face acea schimbare mare, însă credem că putem, putem lua și face această schimbare într-un loc în care ne-am dedicat toate eforturile și dumneavoastră ca donatori banii și încrederea. E o imensă responsabilitate și asta e discuția pe care o avem permanent cu personalul de la Marie Curie. E o imensă responsabilitate pe umerii noștri, pe umerii lor. Nu se va întâmpla peste noapte să fie ca în Germania, însă este acel început și ne spunea arhitecta cu care am lucrat proiectul că doar o secundă, că spațiile schimbă comportamente. Da, cred că de la asta am început, de la niște spații care sunt altfel și în care oamenii cred că vor simți să zâmbească când văd lumină, când văd culori, când văd... Aici e foarte bine, foarte plăcut, eu confirm asta. Exact. Da. Iar apoi trainingul, educația permanentă și de aceea avem nevoie în continuare de sprijinul vostru. Adrian, mai ești? Mai e Adrian? Spune concluzia că zice concluzie, așa, ați putea, aș putea face... să dau o soluție, da? Sunt foarte multe cadre medicale din străinătate și din Germania și asistenți și care s-au săturat efectiv și ar dori să vină în țară, da? Români. Importăm, domne, înapoi forța de muncă, pentru că salariile se apropie cu Occidentul, să știți. Da, cantitatea de muncă. Mulțumesc tare mult, Adrian. Asta e o dezbatere uriașă și uite, dacă țineți minte, la un moment dat am făcut această dezbatere cu unul dintre neurochirurgii importanți din România, care a venit la Deșteptarea României, erau atunci edițiile de vineri, și ne-a spus despre diferențele dintre mediul spitalicesc din străinătate și cel românesc. Deci nu e vorba doar de bani. Cineva va trebui să-și asume un sacrificiu de a lucra în condiții mai grele. Mai mulți pacienți, dotări mai proaste, nervi multă mai mulți, dragi, nervi, înjurături, șpagă la poartă, câte lucruri se mai întâmplă în perioada asta, nerespectarea protocoalelor, intervenție politică. Camelia, salutare, bine ai venit, mulțumesc pentru răbdare, ești la România în direct. Alo, bună ziua! Salutare! M-auzit? Sigur, bună sigur. Ziua! Felicitări pentru acest spital minunat. Pe doamna care este lângă dumneavoastră, am ascultat-o fiecare minut cu mult interes
Și așa este, deci și ceilalți interlocutori. Noi, în general, în spitalele din România, nu se empatizează cu pacientul. De curând, părinții mei au supraviețuit și au peste 80 de ani, au supraviețuit COVID-ului, s-au îngrijit cum au știut ei, au mers la medic, au purtat mască, toate cele. Acum vă pot povesti o experiență. Mama s-a simțit foarte rău în ultimele zile, chiar o săptămână, două. Am mers la medic, gripă, știți, cum este acum, gripa, cred că, nu, COVID nu. În fine, deci au chemat, a chemat salvarea, a fost obligată să cheme salvarea, eu fiind în Târgoviște, ei sunt din Prahova, aparțin de spitalul Câmpina, cel mai apropiat spital. Și am tot spus, în cazul în care nu se simte bine mama, tata să sune la salvare, ea încă nu, până când a zis, gata, nu mai pot. Nu mai putea să respire, nu mai putea să mai vorbească, absolut nimic. Pe la miezul nopții salvarea a venit, a fost ok, deci foarte rapid s-au mișcat, au ajuns la noi și au zis că nu are COVID. Deci au făcut testul, în fine, în urma unei investigații la plămâni și au dus-o la spital. Acum, vă dați seama că în momentul în care se închide poarta de la spitalului, nu mai știi practic ce mai face ruda, părintele, mă rog, fratele, sora, pentru că totul este ascuns. Deci nici măcar un număr la urgență, dacă suni și spui numele, mama, vreau să vezi cu mama, cum o cheamă și așa mai departe, nu se poate, pentru că, nu știu, așa e sistemul de acolo. Dar mama cu telefonul lângă ea deșteaptă, să m-am și îndrumat, uite, ții lângă tine telefonul, încărcătorul și așa. Și m-a sunat. M-a sunat ea a doua zi. În fine, abia putea să mai vorbească și au spus că i-au pus o perfuzie și atât. Păi zic, cum o perfuzie? Că doar ești la urgență, deci trebuie să afli ce ai. Ai la plămâni, n-ai COVID, n-ai... Dar poate ai la plămâni complicații, pentru că nu mai are putere. Băi, ce pot să vă spun? Mare lucru din ce... Adică, practic, pot să afirm ce au spus persoanele dinaintea mea, pentru că așa este. Deci, corupția din spital și până te duci la urgență, nu poți să ții cu tine un pachet, o mâncărică, o sticlă de apă și așa mai departe. Îi dai unei doamne, ce femei de serviciu, să-ți ia o sticlă de apă sau o pungă de pufuleți, că asta mi-a și spus, zice, vai, am dat să-mi iau o pungă de pufuleți și am dat 10 lei și mi-a mai adus restul, adică șpaga, într-un cuvânt. Și apoi, nu știu, doctorul care răspunde de ea, nu comunică ce are, deci, practic, de duminică și până astăzi, nu știu ce rezultat. Ce diagnosticare, știți? Și modul de a se comporta. Asistentele, infirmierele îmi spune la un moment dat, dar ce urăcioase sunt, unele sunt foarte cumsecate, altele vorbesc urât, altele m-au înfruntat, altele doar n-au zis, eu știu ce... Încep să caut un răspuns pe rând. Cam asta ar fi problema. Stai o secundă cu noi. Din experiența voastră de atâția ani de stat în spital, între oameni din mediul acesta, de ce e atât de greu să găsești o cale de comunicare într-o astfel de situație? Multă lume s-a plâns și țineți minte că în perioada COVID chiar au existat niște discuții mari de tot. Într-adevăr, după ce se închide poarta spitalului, nu mai știi de aparținător, cum să spune, da, sau invers. Da. Nu mai știi. Eu cred că în ultimii ani s-a creat o prăpastie uriașă între personalul medical și pacient și pare că suntem într-o luptă, deși ar trebui să fim de aceeași parte a baricadei ca oamenii să se facă bine. De unde vine asta? Greu de spus, dar cred că o mare problemă este managementul spitalelor. Felul în care se poate face management în spitale. Că știți cum e. Un spital merge după cum se întâmplă lucrurile sus. Dacă stai de vorbă cu manageri de spitale și le expui toate aceste probleme, îți vor spune cât de limitați sunt ei și ce unelte puține au ca să facă cu adevărat management. Nu au aceste unelte. Dacă un medic nu corespunde, nu face treabă, nu își face treaba cum trebuie, nu poate fi dat afară. Deci managerul unui spital nu poate să controleze personalul așa cum ar face managerul unei companii private. N-are dreptul să-l dea afară. Medicii, personalul medical are același nivel de salariu chiar dacă muncește, chiar dacă nu muncește, pentru că așa este legislația și multe alte lucruri. Și par lucrurile astea, poate că par abstracte pentru povestea doamnei, dar ce se întâmplă acolo jos, la firul ierbii, vine de fapt din felul în care se întâmplă lucrurile în spital și din felul în care un manager poate să ia niște măsuri. Acum,
Sunt cazuri și manageri de succes, chiar în spitale de stat, care au făcut ca lucrurile să se întâmple foarte bine, dar astea sunt excepții, pentru că sunt ei niște oameni cu anumite skill-uri, dar în general lucrurile nu se întâmplă bine și eu spun că hiba este aici, la felul în care se întâmplă și la felul în care se face management. Că nu au oamenii empatie în spital, că nu mai au empatie, e din nou vine de cum sunt setate lucrurile. Nu au nici interes. Dar stați. Lucrurile sunt mai profunde un pic. Să-mi definiți interesul. Cum adică? Deci, acum situația este, banul primează, deși... Deci toată aprecierea pentru un medic, dacă m-aș duce să fac medicina, cred că aș face-o din punct de vedere emoțional mai mult, pentru că mă gândesc că acest om, în momentul în care, și gândiți-vă că un om care totuși este într-o stare de urgență și ajunge la spital și încă își menține echilibru moral, adică numai când îmi spune la un moment dat, mi-o lasă atât de urât în spital, păi zic, acum ce vrea să-mi lasă parfum, vă dați seama, dar îmi dau seama cum se spală toaletele, cuvetele, holurile, nu știu, habar nu am, deci îmi dau seama, am mai fost acolo și e prima mea intervenție aici, pentru că nu am avut nevoie și nici ei nu au avut nevoie, dar acum emisiunea asta este chiar foarte binevenită. Nu s-a schimbat nimic, să știți. Nu s-a schimbat absolut nimic. Și caz concret, i-am spune cum se comportă cu de la personalul de îngrijire până la medic, până cum se comportă cu mama. Mama spune și comunică cu mine, da? De la aspectul din tal, de, nu știu, mizerie sau... și încă ceva, mâncarea este dezastruoasă. Zic, cum să fac să ajung la tine să-ți las un pachet? N-am cum decât la portar. Pentru că îmi spune, deci, o mâncărică de cartofi, mă rog, nesărat. Eu nu știu chestia asta cu nesăratul. Până la puțină stare nu pot să... Deci, mai pune să aibă gust o mâncărică, să simtă și omul că este ok, acolo binevenit. Căldură este, măcar atâta lucru. Dar mâncarea este sărăcăcioasă, un fruct cu portocală. Și îmi spunea un coleg de-al meu, păi de ce o portocală? Pentru că asistenții medicali și infirmierele și așa pleacă cu plasele de acolo. Pleacă, pentru că nu le vede nimeni. Și totul este acolo, le vede, dar mă rog. Este... Da. Știu imaginea asta. Mulțumesc tare mult, Camelia. Eu trebuie să-mi păstrez echilibru pentru că sunt și experiențe bune. Am fost operată recent la Iași, la un spital de stat, recent renovat, spune o ascultătoare, personal ok, care își face bine treaba. Trebuie luate măsuri de sus în jos pentru a schimba lucrurile și pentru a încuraja tinerii să schimbe astfel de practici. Și sunt mai multe comentarii de bine, să știți. Pot spune că am fost surprins în mod plăcut de condițiile din spital. Erau asemănătoare, dacă nu mai bune decât în cele din spitalele private, dar și de interacțiunea cu personalul medical. Ăsta e alt mesaj, da? Infirmiere, asistente, doctor. Este vorba despre spitalul Matei Balș. Am fost internat o săptămână cu băiatul meu, ne scrie un părinte. Și eu cred că undeva, încetul cu încetul... Sunt și spitale în care lucrurile se întâmplă cum trebuie. Despre Balș am mai auzit de la alți pacienți. Și doamna avea mare dreptate, nu au interes. Da, nu există în fișa postului comunicarea cu pacientul, nu există o evaluare pe care asistenta să o aibă la final de an, pe care medicul să o aibă la final de an, în care să fie întrebați cum a fost comunicarea cu pacientul. Nu există training-uri pentru așa ceva, nu înveți în școală comunicarea cu pacientul. Nu consideri că e de datoria ta să faci lucrul ăsta. Liviu, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin, vă salut cu stimă, sărumânile doamnelor. Am oprit mașina și mă și uit pe Facebook. Am în plan și vreau să vă povestesc cu vis-a-vis de experiențele mele, mai ales că sunt de 20 de ani plecat din România și în Anglia și am avut mici tangențe și acolo și aici. Recent am fost într-un spital și la fel cum mai înainte spuneați, există și spitale unde se face treaba ca lume. Bun, în principiu, ce vreau eu să spun, pentru că am urmărit proiectul ăsta de când l-au început, din afară și uitându-mă la ProTV, doamnele au arătat că au fost și sunt, deocamdată, printre puținii project manageri de succes din România, pentru că au luat un proiect de la zero și într-o perioadă de 4 ani, așa cum au zis, au demonstrat că această meserie, project manager, este o meserie
diabilă, se poate folosi și în România, sunt puțin care folosesc, dar se poate lua un proiect de la zero și face pe etape, așa cum trebuie. Au avut o sumă de bani, bugetul a fost împărțit și au făcut lucru ca lumea. Pentru acest lucru eu mă înclin în fața doamnelor și le mulțumesc. Ca principiu și eu sunt de meserie project manager și am urmărit tot proiectul de la început și sunt total satisfăcut și cred că toată lumea care a donat este mulțumită. Acum, ne-a să dezbatem nu numai cazul spitalului acesta, care este un proiect de succes, ci problema sistemului în general. Și ce vreau să vă spun? Am mai intrat cu noastră de câteva ori. Singura mare problemă a României este că niciunul din acești guvernanți politici care sunt acum nu vor să implementeze nimic, nu vor să aibă viziune și, în primul rând, toți cei care sunt promovați în funcție de conducere, cel puțin așa văd eu, o mare majoritate, nu au competențe profesionale. E foarte important lucrul ăsta în viață. Deci în momentul în care ajungi pe o anumită funcție, să fii competent și să dai dovada, uite, exact cum spunea hai doamnele. Să facem așa, că domnul Rafila a zis la sfârșitul anului trecut că mandatul lui este de restabilire a încrederii. Chiar astea sunt cuvintele folosite și a zis, domnule, eu aici ce voi face de acum înainte e să restabilesc încrederea. Spune-i tu cu ce să înceapă ca să-ți dea ție încredere. E simplu, orice fel de sistem, și vă spun chestia asta din experiența mea și a anilor pe care i-am avut dincolo. În momentul în care preiei un sistem, îi face evaluare din toate punctele de vedere. Și atunci e foarte simplu să vezi ce oameni competenți ai în subordine, faci un program, rețineți aspectul, un proiect care să fie, să zicem, nu știu, cum au ei acolo, din punct de vedere politic, eu nu știu ce se întâmplă în România și sunt total la fond, dar vă spun ca principiu. Bun, facem un proiect pe 5 ani de zile. Respectăm proiectul. Pentru că toate se împart în proiecte. Nu contează domeniul. Chiar și la noastră, la radio, aveți proiecte. Și văd că dumneavoastră aveți un proiect de succes. La fel este și într-un spital, la fel este și într-un sistem, la fel este peste tot. Adică adună 3-4 tine, competenți lângă tine, fă un proiect care, de care să te ții, fă evaluări și în fiecare an de zile, de la sfârșitul anului, vezi unde ai ajuns cu proiectul. Să nu spuneți că vreți să... Așa a fost în cazul doamnelor. Să nu spuneți că vreți de la domnul Rafila să dea niște oameni afară să angajeze alții, că așa îmi sună. Nu, n-am zis treaba asta. Eu n-am zis treaba asta. Noi am intrat în detalii. Eu am spus altceva. Noi asta... am propus domnului Rafila deja acest parteneriat. Un proiect de țară. Un proiect. Că... Doamnele sunt de succes. Avem ceva interesant. Deci, am ascultat cum? Tot ce ați zis. I-am propus domnului Rafila acest parteneriat în care să intre Asociația Dăruiește Viață, Spitalul Marie Curie și Ministerul Sănătății, să facem acest proiect pilot pe radioterapie, pe o secție mai întâi, să schimbăm felul în care se face managementul, atât al resursei umane, cât și cel administrativ și financiar. Să testăm un alt fel de a face lucrurile. Avem deschidere, cel puțin la nivel declarativ, e mingea la noi, pregătim, suntem în faza finală de pregătire a draftului acestui proiect pilot, cu stabilirea responsabilităților fiecărei părți. E un proiect gândit pe 3 ani, în care după fiecare an facem o analiză, calibrăm, recalibrăm, validăm unele decizii, adică le schimbăm. Mai pe șleau i-a cerut ministrului Rafila să ne dea voie să facem. Să vă dea, stați o secundă, că e foarte interesant. I-a cerut ministrului Rafila, Liviu, o secundă, i-a cerut ministrului Rafila să vă dea dumneavoastră posibilitatea de a verifica și numi conducerea pe acest proiect pilot? Împreună. Deci este gândit pe principii de guvernanță corporativă și guvernanță clinică. Sunt niște principii de management care... în care funcționează corporațiile, dar funcționează chiar și instituții publice, cu instituții cu capital de stat, și ne dorim să facem un astfel de proiect și să testăm, pentru că în România lucrurile se fac așa, știți, pe genunchi și uneori peste noapte schimbăm legislație, schimbăm fără să analizăm și, cum spunea domnul, și fără să facem test. Noi propunem să testăm un alt fel de a face management și dacă se dovedește a fi bun, să-l implementăm la nivelul țării, în toate spitalele din România. Da. Liviu, mulțumesc tare mult. Stimată încerc doamnă, sau te rog, spuneți concluzia, că încerc să fac loc. Ca și concluzie, da, ca și concluzie. De ce nu le ia pe aceste două doamne și mai construiește acum că tot sunt bani pe PNRR
și mai construiește toate spitalele alea regionale cu exemplul pe care îl aveți cu doamnele de acolo. Și întrebați-le pe ele. Simplu, când ai un om de succes, un lucru de succes, dânsele trebuie să stea de vorbă cu domnul Rafila. Stați că puteți să intru. Rafila un parteneriat cu persoane competente. Adică, asta că reformulez eu. Deci dacă vi s-ar propune, ați accepta să construiți spitale regionale pe bani PNRR pentru România, Oana Gheorghiu, Carmen Uscată? Sincer, în acest moment nu, și în felul în care se întâmplă lucrurile și cu uneltele pe care le ai la îndemână, eu nu cred că aș intra într-un astfel de proiect, plus că noi avem aici determinat proiectul acesta, nu-l putem abandona și pleca, dar putem să împărtășim oricând din experiența noastră. La dispoziție sau mai mult? Nu e doar despre bani, e și despre puterea de a face aceste lucruri. Noi am făcut aceste lucruri în regim privat, cum ar veni, autoritățile nu au avut de intervenit pentru că n-au fost banii lor, n-au putut interveni, ar fi intervenit. Și au fost perioade în viața noastră cu acest spital în care autoritățile au vrut să intervină și să oprească proiectul. Haideți să facem, stați o secundă, cine a vrut, la cine vă referiți? La un ministru, o ministră, doamna Sorina Pintea. Doamna Sorina Pintea a vrut să oprească proiectul aici. Ok, haideți să facem în felul următor. Trebuie să luăm publicitate acum, mă întorc la ceea ce ați spus. Andreea și George, știu că sunteți acolo, o să prelungim această emisiune, v-ați dat seama, sunt multe telefoane și multe întrebări, așa că vă cer îngăduință să mai stăm 10-12 minute după ora 14 la România în direct. România în direct la Europa FM. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Sunt la Spitalul Dăruiește Viață, deocamdată din curtea Spitalului Marie Curie, care va deveni parte din Spitalul Marie Curie. Cine a intrat pe Facebook sau pe YouTube a putut să vadă imaginile de aici, ce ați construit împreună cu banii pe care i-ați dat, și am hotărât să prelungim dezbaterea ca să dăm posibilitatea cât mai multor ascultători să vorbească cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Cred că e prima experiență de genul ăsta, nu? În care vorbiți în mod direct în spațiu public cu donatorii voștri. Transmis live de aici și o vom mai face, pentru că ce voiam să spun e că aici va fi un studio radio, se vor putea face transmisii, va exista un cinema, vom putea aduce, sperăm, filmele, noutățile care se lansează în cinematografe. De asemenea, ce îi rog eu pe toți oamenii e să ne susțină în continuare, și am și argumente pentru care cer asta, pentru că noi vom mai construi o clădire, vom muta toate specialitățile din clădirea veche a Spitalului Marie Curie într-o infrastructură nouă. Clădirea veche o vom consolida și o vom transforma în spații de cazare pentru părinți și pentru copiii care n-au nevoie de internare continuă, spații de training, spații de cercetare. Sperăm ca medicina românească să ajungă să facă cercetare. Vom face aici un campus medical și, da, e un proiect pentru cel puțin următorii 10 ani. E un loc din care nu vom pleca probabil niciodată, pentru că cei de aici au nevoie de sprijinul nostru și de sprijinul vostru, de suport pentru a merge mai departe. Așa cum zicea Oana, e nevoie de mentenanță și pe partea educativă, mentenanță pe toate zonele. Terminați-vă povestea cu Sorina Pintea.
pentru cei care nu știu momentul ăsta. Da, dumnea ei, cred că la început a luat în râs acest proiect, pentru că știu că spunea la un moment dat că noi nu construim un spital, noi facem o secție. Într-adevăr, noi am pornit de la ideea de a renova secția de oncologie din acest spital și am vrut să construim un etaj peste o altă clădire, nici asta nu s-a putut. Am vrut să construim o clădire care să conțină doar radioterapie și oncologie și apoi proiectul s-a mărit pentru că am făcut și bloc operator și terapie intensivă și chirurgie și neurochirurgie. Și acum, cum spuneam, o să ne extindem și mai tare. Doamna Sorina Pintea, când a venit la Spitalul Marie Curie, noi am întrebat-o, pentru că de un an nu primisem niciun răspuns la o întrebare destul de simplă, dar care a devenit o problemă destul de complexă. Aparatele de radioterapie. Exista un program cu Banca Mondială la acel moment, al Ministerului Sănătății, prin care se puteau dota cu echipamente de radioterapie spitalele publice. Și noi trimisesem o notă de fundamentare cu un an în urmă în care solicitam două echipamente de radioterapie de la Ministerul Sănătății. Și pentru că am insistat cu un răspuns la această întrebare, ni s-a spus că nu e eficient, nu sunt destui copii care să facă radioterapie în România și deci această secție nu va fi eficientă. Deci nu e eficient să faci radioterapie la copii. I-am menționat că ne-am gândit la acest lucru și că vrem să o facem eficientă și să tratăm și adulți în secția de radioterapie de aici, de la Marie Curie, lucru care se va întâmpla în viitor. Și pentru că probabil nu mai avea argumente, la un moment dat ne-a acuzat că suntem penale pentru că noi strângem bani pentru Marie Curie și nu-i dăm spitalului Marie Curie. Iar noi banii am înțeles că nu avem de ce să-i dăm unui spital public, pentru că problema sistemului public nu e că nu are bani, problema e că nu știe să-i administreze și atunci toate proiectele noastre de 10 ani erau cumva invalidate prin această idee care nu avea nicio legătură cu realitatea a doamnei Pintea că ar trebui să dăm banii în sistemul de stat. Nu da. S-a întâmplat, nu i-am dat, am construit, nu îi vom da niciodată, vom face lucruri cu ei din care să poată beneficia oamenii spitalul care vor ajunge aici se face. Și personalul medical. Emisiunea asta e mărturie. Mă întorc la ascultători cu aprobarea voastră. Andreea, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua! Mă bucur să vă aud, vă ascult de 15 ani cel puțin, am un pic de emoții. Mă auziți? Te ascultăm. Alo? Te ascultăm. Da, eu sunt cadru medical, lucrez la o clinică privată de dializă. Și experiența mea în domeniul este cam mai bine de 14 ani și doresc să spun tuturor ascultătorilor că îi înțeleg perfect. Dar aș dori să nu-și piardă speranța, pentru că totuși eu, din punctul meu de vedere, consider că sunt cadre și cadre medicale, care sunt devotați personal cum suntem noi. Suntem o secție foarte unită, suntem ca o familie, pentru noi pacienții sunt prioritari, cei mai importanți, știm să fim buni psihologi cu ei, în primul rând oameni, ceea ce este foarte important și ce să spun, sper din tot sufletul să se schimbe. Ai lucrat doar la privat sau ai lucrat și la stat? N-am lucrat la stat, dar vreau să vă spun că am avut și eu experiențe destul de neplăcute la stat, din care m-am dus cu gust destul de amar și a trebuit să apelez mai departe în clinici din străinătate pentru anumite diagnostice puse greșit în România. Nu m-am dat bătută și m-am dus dincolo în străinătate, unde am văzut exact ceea ce se întâmplă la noi pe secție. Umanitate, oameni care știu să fie loiali, familiali, buni, nu știu, ascultători. Dar și în primul rând cu sufletul deschis față de pacient. Cine v-a învățat să fiți altfel? Noi personal, în primul și în primul rând, asta cred că ține de personalitatea fiecărui om. Probabil ține că felul în care este aleasă echipa, cred, cultura da. Organizațională. Exact, cultura organizațională. Cred că în primul și în primul rând, nu, cred că în primul și în primul rând depinde de fiecare om în parte. Ce personalitate are, ce temperament are și să știm să fim comunicativi cu pacienții și să știm să fim în primul rând oameni și umani. Și lucrurile astea le-am învățat și noi în decurs de 14 ani, fiind o familie aici pe secție,
am învățat cum să fim unite, să fim atente la fiecare detaliu al pacientului, atente la nevoile pacientului, și am învățat toate lucrurile astea care au fost foarte grele, pentru că fiecare pacient în parte are nevoile lui, are problemele lui, și am știut exact cum trebuie să procedăm pentru a ajunge la nivelul la care momentan suntem. Faptul deci, în primul că... și în primul rând suntem oameni. Da, dar faptul că, v-ați găsit așa o echipă, nu cred că e întâmplător. Cineva acolo care a făcut angajări a căutat un anume tip de oameni. Adică întotdeauna... Să vă spun, pe noi când ne-au angajat, nimeni n-a știut de nimeni. Noi ne-am trezit 6 asistente medicale care ne-am trezit angajate, ne-am dus, ne-au inițiat, ne-au instruit și așa mai departe. M-au ales în bine. Timp, ne-am modelat una după alta, pentru că, da, pentru că fiecare avem personalitatea mereu. Am noastră, învățat, dar am ne-au cum instruit. Să ne modelăm. Nu ne-au instruit, noi ne-am instruit pe noi, personal, ca să știm să fim unite și să știm să... avem o bună comunicare între noi. Da. Am o singură întrebare. Te vezi vreodată lucrând într-un spital de stat? Da, chiar îmi doresc. În timp mi-aș dori, pentru că în clinicile private este puțin o altă problemă față de viitorul pensionării, să spunem așa. În clinicile private nu ai aceeași siguranță ca la stat, din punct de vedere al pensionării, să spunem așa pe românește. De ce? N-aveți cărți la de muncă privat, sau ce? Te duci până... Da, la privat te duci deocamdată cât ești apt și capabil de muncă și în momentul în care un pic scârție lucrurile și puțin se observă o modificare la nivelul tău de a lucra, deja puțin se pune problema altfel. Am înțeles, ce interesant. Mulțumesc tare mult. Tot îmi propun să fac... despre relațiile dintre angajatori și angajați în România. Chiar sunt foarte curios în ce măsură ne respectăm unii pe alții. Știu că e George acolo. Stai de ceva vreme. Salutare, George! Bună ziua! Salutare, m-auziți? Te ascultăm! Bună ziua! M-auziți? Te ascultăm, sigur! Alo. Bună ziua! M-auziți? În primul rând, ziua bună, domnul Cătălin, să nu ascultă, doamne! Vreau să felicit și eu cu această ocazie doamnele și echipa dânselor pentru realizările de la spital. Sunt două topice pe care aș dori să le discut. Una ar fi experiențele mele cu spitalele de stat și spitalele private. Da, diferă, este adevărat. Da, am plătit mai mult la privat, am avut mai multe servicii, dar un lucru pe care l-am văzut la noi ca și societate, oameni, suntem și noi acel factor care induce stres și modul de care, în care se comportă cadrele medicale cu noi. Deci cultura noastră, educația noastră, interacțiunea noastră, sunt în feedback cu, și aici mă refer la spitalele de stat. Deci atât am avut de spus. Explică-mi, stai că vreau să înțeleg. Nu. Stai o secundă, ascultă-mă o secundă. Explică-mi de ce pacientul induce... Da, de ce induce pacientul răspunsul ăsta? Gen, am o problemă medicală care nu am cum să o repar sau ce să fac. Am pietre la rinichi, am pe partea stângă par, impar, cum le zic eu, cu anii. Câteodată trebuie să ajung anual la spital. Nu asta este o problemă, dar modul cum ne comportăm și noi cu doctorii. Ne vedem pe noi cei mai importanți. Nici noi nu dăm importanță că poate omul acela sau doctorul acela, fie că este de la privat, fie că este de la stat, stă acolo de 8 ore și poate n-am fost primul și poate sunt al X-utelea pe care dânsul trebuie să interacționeze. Și este vorba și de noi. Stăteam și mă uitam în jurul meu cât așteptam. Permiteți-mi să mă retrag puțin într-o parcare pentru că sunt în trafic și aș vrea să fiu și atent la ceea ce vorbim. Mulțumesc! Da, nu știu cât timp avem la dispoziție. Sper că nu erai cu telefonul în mână. Dar am o curiozitate. Cât de mare e încărcătura pe medici? Sigur că ne plângem de ei sau? Nu știu dacă asta este neapărat problema. Nu cred că asta e problema. Până la urmă, un medic poate să vadă un număr limitat de pacienți. Cred că problema de încărcătură este în UPU.
în unitățile de primiri de urgență, dar asta e o problemă de structură, de organizare a sistemului de sănătate, pentru că oamenii nu merg la medicul de familie, pentru că medicul de familie a ajuns face birocrație. Este nevoie de o reorganizare a felului în care se întâmplă lucrurile în România. Copiii, când au o problemă, sunt aduși la urgență și nu au unde să meargă. Și, într-adevăr, e o problemă, pentru că tu, ca un simplu cetățean, să zic așa, dacă suni la un spital să-ți faci programare, nu reușești. Eu am încercat personal să văd dacă reușesc pentru mama mea să o programez la un spital. Am sunat și n-am reușit. Și atunci toată lumea funcționează pe sistemul ăsta, cunoști pe cineva, cineva te ajută. Aici este de umblat și dacă domnul ministru a declarat că vrea să reinstaureze încrederea între pacienți și personal medical, ar trebui să înceapă de aici, de a regândi felul în care se întâmplă medicina de familie, de a regândi poate pentru copii niște ambulatorii separate de spital în care să meargă cu încredere că primește un tratament și că un copil este văzut, ca să nu mai aglomerăm secțiile de urgență, și poate că după aceea lucrurile se vor întâmpla un pic diferit. Și de a face ca medicul de familie să-și cunoască pacientul și să-l trimită, să se creeze această relație între un medic de familie și alți medici de specialitate. Să există o colaborare între medici până la urmă, foarte important. Nu știu dacă mai e George cu noi, dar dacă... Da, sunt aici. Da. Era vorba despre al doilea subiect pe care vreau să-l discut. Circumstanțele fac că m-am măritat la București, dacă îmi permite să spun așa. Sunt inginer proiectant și inginer mecanic de profesie și vreau să îmi ofer serviciile către echipa de la Marie Curie ca și voluntar pentru a vă ajuta să comisionați, să validați facilitatea și pe plan de mentenanță. Asta nu știu ce înseamnă, doamnele, știu mai bine. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la contact@arondereuisteviata.ro ca să intrăm în legătură și vă mulțumim. Am lăsat numărul de telefon la doamna care m-a preluat. Sunt în mașină, n-am cum să scriu. E regulă. Peste o zi, două, trei, că e de treabă aici. Mulțumesc tare mult, George. Colega noastră, da, are toate telefoanele în studio la Europa FM, dar noi astăzi, atenție, nu suntem în studio la Europa FM, suntem la Spitalul Dăruiește Viață. Oana Gheorghiu, care mi-a nuscat, mai avem un singur telefon înainte de a trece la concluzii. Monica, salutare, bine ai venit la noi. Bună ziua, mă bucur să fiu în direct cu dumneavoastră, vă mulțumesc pentru emisiunile pe care le faceți și opinia mea este că omul sfințește locul. Întâmplarea face să fi trecut recent printr-o experiență cu spitalele de stat și trebuie să spun că pe lângă durerea pe care o ai când ajungi într-un spital, trebuie să spun că Spitalul Județean din Alba Iulia cred că poate să fie un exemplu de bune practici. Vreau să mă gândesc doar la lucrurile bune, la modul în care s-au comportat, la empatia cadrelor medicale, la curățenia din spital, la faptul că pe secția de oncologie am intrat în permanență echipată, tot respectul și sunt convinsă că astfel de exemple sau că astfel de lucruri pot să fie exemple pentru restul spitalelor. Minunat! Îmi place să aud mărturii de genul acesta și îmi place când emisiunea asta România în direct este echilibrată cu părți bune și rele. România e o țară insulară, o țară cu fapte bune, care se văd puțin, dar parcă se văd în ce mai multe. Ce crezi că a generat schimbarea acolo, în spitalul ăla? De ce crezi că lucrurile arată oamenii mai bine? Adică, sunt mai tineri, sunt mai omul noi. Sfințește locul. Omul se implică și tineri, și în vârstă, și... Pe mine m-a impresionat medicul oncolog, nu o să-i dau numele. A fost un om care ar trebui să-l dați, că e de bine. Este domnul doctor Curcă de la Spitalul Județean Alba Iulia, secția de oncologie, un om incredibil care am trecut printr-o pierdere dureroasă. M-am dus să iau pe soacra mea acasă după câteva 10 zile, 15 zile. Și dânsul îmi spunea, cum o vedeți? Nu o văd bine. Cum vi se pare? Mi se pare că s-a înrăutățit situația ei. Atunci ce faceți? Păi ce ziceți, maestră? Și realitatea este că, din păcate, după 3 zile s-a și stins. Dar
a ales să fie om. Să fie om și să înțeleagă și să fie alături de pacienți. Repet, tot respectul pentru cadrele medicale de acolo și vin cu acest exemplu către dumneavoastră să se înțeleagă sau să înțeleagă și să se înțeleagă că se poate face și că acest exemplu de bune practici poate să fie luat. Am trecut prin experiența aceasta și poate că e puțin și prea personală, dar pot să privesc obiectiv și să spun felicitări Spitalului Județean din Alba Iulia. Mulțumesc tare mult! Contează! Știți ce mult contează să ne adresăm și gânduri bune din când în când? Încurajator să mai auzi de bine. Sunt oameni care au înțeles că dincolo de a da un tratament cu medicamente, este această empatie și această comunicare cu rudele, cu oamenii aflați în suferință. Mereu mi-a venit dimineața ideea asta, stând, v-am spus, într-un spital public și așteptând, că oamenii nu vin la spital ca la mall să se distreze. Oamenii vin pentru că au nevoie și cred că de aici ar trebui întotdeauna preluați. De la ideea aceasta că oamenii vin pentru că au o nevoie, sunt într-o suferință, au această anxietate dată de boală, dată de un loc în care știi că vii pentru niște tratamente dureroase, pentru niște lucruri care te scot din normalitatea de zi cu zi și cred că dacă de aici, dacă schimbăm această cultură organizațională într-un spital public, lucrurile vor sta. Și oamenii aceștia de la Alba Iulia cred că sunt pregătiți pentru această schimbare care va veni, pentru că e imposibil ca la un moment dat spitalele să nu fie evaluate după calitatea actului medical, după siguranța pe care o oferă pacientului. E imposibil că la un moment dat nimeni să nu se uite la cifre și la indicatori de calitate și să acorde finanțare în funcție de aceasta. Cred că va veni acest moment pentru că altfel nu cred că se mai poate. Când vin pacienții? Asta e întrebarea la când care... Când pacienții, estimăm că în septembrie vor fi primi pacienți aici, dacă toate lucrurile merg așa cum ne-am propus noi, că și spitalul ăsta a durat 4 ani jumate, dar dacă nu venea pandemia, probabil că dura 3 ani jumate, am avut o întârziere în proiect și pe lângă această întârziere dată de pandemie a trebuit să construim și o centrală termică nouă, pentru că ce exista nu făcea față și era foarte vechi. Am refăcut întreaga rețea de instalații, toată curtea asta este străbătută de niște canale uriașe cu fel de fel de conducte și de țevi. Am avut mult mai mult de lucru decât ne-am închipuit noi la început și e tare bine că n-am știut la început la ce ne băgăm, că probabil că n-am fi avut atâta curaj, pentru că au fost bugete și timp și provocări uriașe în proiectul ăsta. Dar acum suntem la momentul ăla la care ne uităm și noi și cu uimire, pentru că una e să vezi pe hârtie proiectul și să vezi desenat și mobilierul și totuși alta e să începi să vezi că așa arată cum ți-ai închipuit și e tare bine. O să fie inaugurare? Nu știu, nu o să fie. Sperăm că nu cu panglică. Nu o să fie o inaugurare cu panglică. Știți, ne-au spus mulți oameni, sperăm că nu vedem politicieni, sperăm, și noi am zis fără politicieni, dar știți, cred că e important să-i aducem. Pentru că eu cred că e important să se uite la ce am făcut. Și să se uite la cum 350.000 de oameni au pus așa ban lângă ban și au făcut chestia asta, iar ei, mulți dintre ei, sunt acolo de 30 de ani și n-au făcut nimic. Și mie mi-ar plăcea să vină, să vadă. Și eu aș vrea să invit. M-am gândit mult că poate pare că ne schimbăm, părea că ne schimbăm așa. Dar cred că ar trebui important să vină să vadă. Pentru că mie, una, mă gândesc dacă aș fi în politică și aș fi stat acolo 30 de ani și nu mi-ar fi reușit nimic, nu aș mai dormi bine noaptea. Și poate că undeva o fărâmă de umanitate există și la politicieni. Cred că trebuie să le aprindem lumina ca să vezi. În întuneric trebuie să aprinzi lumina și cred că acești oameni... Adică îi trăiesc în întuneric, înțeleg. Putem să le dăm această șansă cu acest spital, da. Carmen Uscat, Oana Gheorghiu, mulțumim încă o dată, nu neapărat pentru emisiune, cât pentru ceea ce construiți aici. De fapt, restabiliți încrederea, cum s-ar spune, și să poate face asta și în România, oameni buni. Mâine, la România în direct, desigur, alte necazuri obișnuite, să le spunem așa. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă!
Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.